În urma triajului epidemiologic efectuat de medici, au fost depistați aproape 150 de elevi doljeni cu râie și păduchi. Controlul a fost efectuat după începerea anului școlar în 810 unități de învățământ, atât din mediul rural cât și din orașe. În acest an au fost controlați 66.400 de elevi în tot județul, dintre aceștia 473 au, aveau, prezentau afecțiuni cei mai mulți prezentau amigdalite, 197, angina acută, 100 alte forme de infecții respiratorii, rinite, faringite. S-au înregistrat și 57 de cazuri de scabie și 87 de pediculoză. Pe lângă aceste cazuri ce reflectă lipsa de igienă, medicii au diagnosticat și destui copii cu angină, micoze sau alte boli infecțioase. Scopul triajului epidemiologic a fost acela de a controla elevii care vin din afara comunității și pot aduce cu ei diverse afecțiuni, unele cu potențial infecto-contagios. Controlul s-a făcut în fiecare clasă de medicul școlar sau după caz de medicul de familie și cadrele didactice. Cei care au fost identificați cu afecțiuni contagioase au fost scoși în afara comunității școlare până la vindecare.